Caută ediția din martie a revistei Amic și fă o incursiune în lumea copiilor. Trăiește clipa de glorie alături de Sanda Cernei din orașul Ialoveni. Descoperă istoria ei de succes și află despre medalia de aur pe care a câștigat-o la un concurs de pictură din India. Publicăm câteva mesaje emoționante dedicate mamei, scrise de elevii liceului teoretic Ștefan cel Mare din orașul Șoldenești. Elevii din gimnaziul Gangura din raionul Ialoveni ne invită pe prispa casei părintești, alături de Ion Creangă. Mama mea e cea mai cea mai, aceasta declară fiecare elev din clasa 4-a de la liceul Prometeu Prim din capitală. Propunem o incursiune în lumea poeziei alături de Tatiana Balan din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. Facem cunoștință și cu Olga Cortac, tânăra care nu-și poate imagina viața fără activități de voluntariat. Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Armonia din orașul Rezina are deja 3 ani de activitate. Un băiețel din Chișinău ne amintește de cei 7 ani de acasă. În continuare citește rubricile Clubul Curioșilor, Gâdilici pentru amici, Probă de condei, Gimnastică pentru creier, Istorii cu tâlc, Cinema și muzică. Caută revista la bibliotecă sau abonează-te la oficiul poștal din localitate. Noi ajutăm toți copiii să crească frumos!